Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dacă sunteți preocupați de salarii, bine, avem o veste bună. Să știți că măcar unii dintre noi, cetățenii Republicii Fantastice România, au reușit să-și rezolve această problemă. Unii dintre noi, ai zis? Unii dintre noi, cetățenii. Unii dintre ei? Nu, că toți suntem cetățeni, dar unii dintre noi, cetățenii, ei... Așa. Au reușit să-și rezolve problema. E vorba despre demnitari. Senatorii au votat ieri majorarea indemnizațiilor demnitarilor și creșterea sporurilor cu 25% pentru funcționarii publici implicați în procesul legislativ. E vorba de indemnizațiile parlamentarilor, primarilor, președinților de consilii județene și locale, precum și de cele ale funcționarilor publici care îi deservesc pe aceștia. Bravo! Deci ne bucurăm pentru ei. Cum să nu ne bucurăm? Că nu ne bucurăm de rău altuia. Trebuie să învățăm să ne bucurăm și de binele altuia. Foarte frumos, uite că au rezolvat problema. Domnului Ciolacu, de pildă... Cei dacă or să crească, or să ne tragă după ei. Dacă absolut. Le e lor bine, o să ne fie și noi. Întotdeauna. Bine. Domnul Luca știe exact cum se întâmplă. Când atât doar ne trag. Da. Deci domnul Ciolacu, de pildă, îi va crește salariul cu 2350 de lei. Oho. Sunt și unele probleme, vin și probleme din această creștere, pentru că implică și cheltuieli noi. Salariul mai mare, cheltuieli mai mare, pentru că dânsul trebuie să-și facă saco cu buzunar mai mare. Salariul fiind, cu cheltuială se ține, cum se spune. Așa. A spus că dânsul ține banii la piept. Și nu poate, adică trebuie să... Și banițuști. Da, și banițuști. Creșterile ar urma să fie aplicate începând cu 1 noiembrie, potrivit acestui proiect de lege votat în Senat. El a fost inițiat de UDMR și a trecut cu 91 de voturi pentru și 22 de voturi împotrivă. Au votat pentru toți senatorii PSD, PNL, UDMR și AUR. S-au împotrivit zgârciți ei nenorociți de la USR, care nu vor prosperitate pentru românii demnitari. Ei au fost niște împotrivnici și au dat cu nu. Mie mi se pare total pe dos asta, votatul. E ca și cum am venit noi aici, băi George, băi Vlad, băi vreți să ne mărească salariile? Și voi zici, nu, votăm împotrivă. Mi se pare iurea că se supune la vot. Da, nu cred că Luca a descoperit toată ipocrizia din Parlament în privința măririlor proprii, da, măririi propriilor lor salarii. Exact. În sfârșit, frate, după 30 de ani de scris despre asta, Luca s-a prins. Da, așa este, mă, aia își votează singur salariile. Dar cine ar trebui să le voteze? Adică nu... Păi Ministerul de Finanțe, asta să zicem. Da. Eu așa aș face. Să facă guvernul, să vedem. Mai dă? Ministerul de Finanțe la senatori și la parlamentari? Bun, da, asta e. Deci, ăștia, toți PSD, PNL, UDMR și AUR s-au gândit la prosperitatea națiunii și au votat pentru mărirea propriilor lor salarii. Nenorociții de la USR au votat împotrivă, 22 de voturi, dar iată, s-a făcut dreptate. Opoziția n-a putut opri acest act de recunoștință al parlamentarilor față de propriile lor portofele. De la guvern, într-o atmosferă sărbătorească, ministrul investițiilor și proiectelor europene, domnul Marcel Boloș, a spus că se putea și mai bine, de fapt. Dacă mă uit la salariile demnitarilor din Uniunea Europeană, pot să fiu invidios. Ministrii din omologii, nivelurile lor de salarizare depășesc 15.000 de euro, în timp ce un demnitar al României are 2.500 de euro. Săracilor. Păi vezi? Caz concret. Se duc săracii. Băi, cum e? Se duce domnul Boloș la Bruxelles și le întreabă ea. Băi, tu ce salariu ai? 2500 boss, dar n-am voie să spun. Da. Bă, săracule, ce prost ești. Da. Deci, după cum spune domnul Boloș, e loc de mai bine. Nu vrem noi o țară ca afară. Nu vrem noi autostrăzi, trenuri, infrastructură, servicii medicale, educație, cercetare și salarii ca în Occident. Uite că a început treaba cu salariile demnitarilor. Deci, încet, încet, cum să ne împotrivim? E progres? E progres. Nu poate fi pentru toată lumea, că nu vine la toți odată. Vine mai întâi la locomotivă. Da. Și asta e. Mai întâi își fac parte ei care împart, noi mai la coadă. Da, asta e. Senatorul PNL Virgil Guran a avut și el un răspuns absolut memorabil când a fost rugat respectos de jurnaliști să comenteze evenimentul măririi propriului salariu prin propriul său vot. El a spus... 90 l-am auzit pe domnul Iliescu spunând să fim săraci și cinstiți. Eu cred că noi în România trebuie să începem să învățăm altceva. Să devenim bogați și cinstiți și este mai bine. Țara o va duce mai bine. Da, deci și eu aș vrea să fiu bogat în felul ăsta, să-mi votez singur salariu și sigur aș fi și foarte cinstit, adică n-aș vrea nimic, dar să pot să-mi măresc salariu prin propriul meu vot când vreau eu și după aia să dau lecții la mărășteni.
Băi, păi fiți bogați, nu mai fiți săraci. Uite, faceți ca noi. Îmbogățiți-vă cinstit, votați-vă salarii mai mari și în felul ăsta ați rezolvat problema. Ce nu înțelegeți, fraierilor? Dar să vedeți cine e cel mai ipocrit în toată povestea asta, altfel absolutamente deplorabile, deci gata, am terminat cu ironiile, nu mai promite că nu mai râdem. Fiți atenți. Citez. PSD se opune majorării salariilor parlamentarilor. Acesta este titlul cu care începe comunicatul de presă al socialdemocraților. Deși, cu câteva ore mai devreme în Senat, toți parlamentarii PSD au votat pentru. Deci după ce au votat pentru, a ieșit partidul, nu suntem... S-au gândit mai bine. Suntem împotriva acestui vot, care asta e, s-a făcut și nu se mai poate da înapoi. Dar noi să știți că nu suntem de acord să ni se crească salariile. Bă, vă imaginați că așa ceva este posibil? Adică, bun, că și-au mărit salariile și mai e ceva. Deci Curtea Constituțională tocmai respinsese niște inițiative similare de mărire a salariilor. Și în ziua în care CCR a anunțat respingerea, nu-i nimic. Au făcut un amendament, pac, și-au votat și ei. Este adevărat că acum legea merge la cameră pentru dezbatere și vot final. Și crezi că o să fie cineva împotriva? Eu sunt foarte atent dacă oamenii care au pornit pe drumul prosperității prin propriul lor vot, practic sunt ca liberalii, prin noi înșine. Și ce, deci, mă gândeam că... AUR, PSD-ul, DMR, PNL, toți prin noi înșine ne mărim noi salariile, nu? În țara asta nu sunt pensii cât e valoarea numai creșterii salariului domnului Ciolacu, că ai spus absolut mai devreme. Da, mă, da, vezi, dacă se duce... Adică pensia totală de până acum, nu vreo creștere. Așa e, o creștere de 2350 de lei, păi da, sunt o mulțime de pensii sub 2350 de lei. Da, nici nu poți să te duci în Occident și să râdă aia de tine. Și trebuie să faci ceva. Sigur. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.